Pentru a asigura consecvența designului, pe lângă componente, putem să salvăm de asemenea și stiluri de text și culori. Uh, pentru a salva un stil de text, trebuie doar să dăm click pe o bucată de text formatată în felul în care vrem, și în dreapta ecranului, lângă uh, numele secțiunii Text, uh, avem opțiunile de stil. Dacă le deschidem, putem să dăm plus aici și să creăm un stil nou, de exemplu un h1 pentru acest stil, poate body pentru acest stil uh, să zicem asta de buton plus buton alb pentru butoane și probabil ar mai avea sens și altele pentru barele de navigare de sus de jos pentru butoanele din meniu. Și pentru utilizarea uh, acestor stiluri putem doar să dăm paste la niște text. Și în loc să alegem toate formatările, venim tot aici la secțiunea stil și putem să alegem ce stil vrem să folosim și setările se schimbă cu totul, putem doar să alegem între diferitele stiluri și putem și să deblocăm ulterior și să continuăm să facem modificări locale, dar nu este recomandat să facem asta dacă avem alternative. Iar în ceea ce privește culorile, putem, de exemplu, pot această culoare să o iau, să o reutilizez. Probabil ați observat deja că uh, culorile folosite în acest document apar deja într-o listă. Pot să salvez anumite culori și să le folosesc, să le denumesc, să le adaug descrieri ca să știe și alți designer care lucrează pe același document sau poate uh, developerii ce anume sunt acele culori și respectiv să le folosesc și în alte documente, mai ales dacă sunt niște uh, culori uh, care fac parte dintr-o identitate vizuală și sunt folosite la mai multe proiecte. Tot așa pot să selectez un, un obiect care are deja o anumită culoare, identific culoarea respectivă și butonul de stiluri de culoare și dau pe plus, să, -i zic, să zicem, culoare activă. Da, asta o... Culoare de fundal, poate. Și aceste culori vor apărea cu numele, și tot așa pot să le aplic fie ca culori locale aici, fie din Color Styles o să apară exact aceste. Lor și pot să fie editate, cum ziceam, cu descrieri dacă avem această nevoie.